Salut, prieteni, și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vă vorbesc despre Linux și acesta este un prim tutorial din seria de tutoriale video Linux sau Unix, în care vom vorbi pe scurt sau în detaliu despre anumite comenzi pentru Linux. Eu momentan utilizez CentOS versiunea 6.4. Găsiți pe website-ul tutorialevideo.info cum se virtualizează o astfel de distribuție Linux. Eu astăzi am să vă vorbesc despre comanda df. Comanda df ne permite să vedem cât spațiu avem disponibil pe serverul nostru, cât spațiu folosește fiecare partiție, să zic așa, care a fost creată la instalarea sistemului de operare CentOS 6.4. Putem vedea exact și cât spațiu este utilizat de către anumiți utilizatori pe care avem pe serverul nostru. În cazul în care avem un server de hosting, este foarte bine să zic așa, sau putem să verificăm cât spațiu ocupă fiecare user sau utilizator pe care îl avem pe serverul nostru. Pentru început vom executa comanda df simplu. Vedeți că avem calea către fișierele de sistem, avem blocurile, spațiul utilizat, spațiul disponibil, cât la sută este utilizat și unde este instalat. Ok. Pentru început voi executa din nou comanda df-h pentru a vedea într-o altă perspectivă, să zic așa, spațiul meu. Da? Vedeți că în cea de-a doua comandă am disponibil 18 giga, da? În prima comandă îmi arată că am tot 18 giga disponibil, doar sub un alt format. Îmi arată în kilo, da? Este destul de greu când aveți 5 sau 6 harduri să vă tot uitați acolo, să zic așa, să vă dați seama de cât spațiu aveți sau cât spațiu aveți disponibil. Bun. Putem executa și comanda df/home/tutoriale, da? Vedem că în home/tutoriale avem disponibil 14 GB, adică avem disponibil tot spațiul care îl avem mai sus, pentru că userul nostru nu are restricții de spațiu, adică nu i-am creat o restricție când am adăugat acest user, cum că are disponibil doar 512 MB. Acest lucru puteți să-l faceți fără nicio problemă și am să vă arăt pe viitor. Am să execută comanda df-help-help, da? Puteți vedea că am primit o serie de informații despre comanda df, da? Putem executat, de exemplu, df-a pentru a vedea exact toate căile sau toate dosarele unde avem instalate anumite lucruri. Ok, cam atât despre această comandă df. Acesta a fost un tutorial destul de lung, să zic așa, dar pe viitor am să mă limitez undeva la un minut, un minut și jumătate să vă prezint o comandă. Probabil că va fi mai ușor să le învățați decât să tot întind povestea aici. Voi ați fost pe tutorialevideo.info. Nu uitați, dacă aveți întrebări, comentarii, vă așteptăm la secțiunea comentarii. La revedere!